flori, flori și pensionari mor de foame. Dar să ajute niște bătrâni. Da, vedeți, caută, flori. Da. Da. Sunt aici în satul Dumbrăveni, comuna Vădeni, raionul Soroca. E ca secție pregătită pentru votare, oameni buni. Vedeți? Se pregătesc pentru votare cu flori. Dacă mor pensionarii fără ajutoare, poftim. În tot sărășie, în plină sărășie, noi avem flori pe masă. Da. Da. Ce facem? Cerem voturi, așa? Da. Dar unde e? Sunteți de sectoristul? Nu sectoristul. Nu sunteți sectoristul. Sunteți de serviciu. Sunteți de serviciu. Dar Sergiu este așa sectorist, cum și familia lui e ceva, nu înțeleg cum acolo e scris pe 450 de lei să o amendeze pe doamna operată. Vreau să văd, chiar am gândit că ce la secția de votare. Care secție? Tot răsim într-un cap la o secție de votare, dar la care lucru? Nu știți la care. Să rămâi vedetă acel, ia uitați, flori, oameni buni, flori principalul. Când intrăm la frumusață ne gândim, la care frumusață, Doamne ferește. Da. Flori, în loc să duc să dea ajutor, că oamenii mor de foame, flori, părinții ții copchii de asistență socială și faci, duci banii la votare. Nu știu ce trebuie să fac. Da. E jale mare. Mă gândeam că dau pește asistență socială, pe ce gospodine, trebuie să iei tăte aici. Votul tău contează. Poftim că se filmează. Dar unde-i camera? Se filmează, l-ai pus mai de formă. Nu știți unde-i camera. Da. Dar cum poți să-mi găsim noi pe Uceascovă, care s-a sectoristul nostru, deci de Dumbrăveni? Dar nu știu, nu trăiești? Nu știu, doamne, unde și să trăiești eu? Eu am nevoie de dânsul. Cum oamenii dat el 450 de lei? El pește măsură, dar îmi faci și vârf cu părinții ei. Oamenii înțat părinții. Nu, dar cum poți să-l găsesc? Văd că îl sunăm, nu răspunde. Am nevoie de dânsul, vorbesc chiar eu cu dânsul. Și s-o legat de capul la părinții ni, vai de capul lor, că mama, doi, mai erau două zile de trăit. Doi pensionari cu 1100 de lei îi amendează cu 450. O leacă ți-am pus amendă. O leacă ți-am pus da. Amendă. În loc să le dă ajutor. Auzi, mă, tu, de 72 de ani așa-ți vorbești, poliția? Oricum scrim plângere, n-a să lăsăm. Am să luăm avocat de stat, ia că pentru și... Dragă poliție, primiți banii din banii noștri. Lefurile voastre sunt banii noștri. Eu muncit tot viața aici, în sufhoză ăsta. Și-au crescut 5 copii. Și copiii se roagă la părinți să ducă, dar părinții nu vor să niște din sat. Uite ce s-au născut aici, au crescut. Eu îi rog să meargă la mine, că eu am unde, eu am gospodării frumoase. Nu vor aici să moară aici în satul lor, dar pe deja e groapă, de ce? De ce e în groapă? Poliția, în loc să duc să ajute, să le iei pe asistența socială de cap, să le întrebi. Unii de duc banii. Nu știți cum și-a din la tata, nu scoală din pat dacă are operație la cap, dar el că ea vindează, eu nu ți-am pus mult. Dar el știe cât mă coastă pe mine când vine mama la Chișinău, la este chimioterapie, el nu știe cât mă coastă. Câte 1400 de lei sunt plătiți cei angajați care lucrează aici. Eu știu cât mă coastă, da. Mai eu știu cum lucrez. Intreți în părință. Asta nu ți-am pus, dar nu numai odată, dar mă, câte oară. Așa mă cu mașină care stă, care permanent, sănină de mama și de pași. Mașina așa e ilegal, chiar să ne iei în o gradă. Nu-i legal. Eu am amendat. Să știți ce se întâmplă. O să-i transmiteți. Da. Știu precis ca să-i transmiteți. După ce să mă aduc eu, deci eu știu precis ca să-mi sunați. Vecinul doamnei lucrează la Liderul. Unde doamna a dat cotele de pământ și cota valorică. Cum s-a început cu părinții ni problemele? Cum a cerut cota valorică de la Liderul ăsta din sat? Cu părinții ni-au fost cotele la dânsul. Și ne-au zis, dă-mi cota valorică și eu sunt bolnavă și bărbatul nu-i bolnav. De atunci s-a început. El îi impune pe ăștia care lucrează la dânsul, s-o anine pe mama mea. Pe tata meu. Că când ei zic cuvinte murdare lui mama, n-are și ne-o filma. Dar cum mama, că o amenințată? Scoate și ei câte un cuvânt, tu, du-te, și niște și eu zic. Pe mama, îndată o filmează,
Și amenda îi vine 450 de lei. Dar nu ți-am pus mult, tu, auzi, nu ți-am pus mult. Asta crește polițist, eu vreau să-l văd. El mi-a mit el de cu mine, că să-i zic lui mama mie, fa tu. Dacă l-a educat mama lui. Și amenințată, și amenințată încă, doamne. Și amenințată. În toată ziua e amenințată de dânsul. Și încă o dă, l-a dat și în judecată și stă în loc. Mama mie două are judecăți. Judecată, da. Mama mie nu-i din plată la judecăți. Ei te azi pe mâine. Eu v-am spus că în loc să-i dă grad de invaliditate, îi pune amendă. Dar rog frumos, eu îți vin și îți vin și îți vin, n-am să lăs deloc, am zis-o făcut. Chiar să-i transmitesc. Eu știu precis că am ușul numai nitușim și dumneavoastră să-l sunați și să-i transmitesc. Să-i spuneți, fata și ei mei mari, Borodin Maria. E îmbl să-i cate dreptatea la părinții, că eu l-am sunat pe dânsul și i-am zis, dă-le pași, dă-le pași, că-i sază pe mâine. Și unul și altul. Și la unul e operat cu două pereți și alta-i va de capul ei. Pe azi pe mâine, că doamna Maria i-a văzut. Făcut filmări, puteți să vă uitați. Tătă lumea scrie. Băi, dragă poliție, dați-vă cu picioarele pe pământ. Da. Dați-vă cu picioarele pe pământ. Doi copii i-au ocupat, săracă. Va de capul ei. Că eu rămas doi nepoți, că tot un advocat le-a luat. Nu, noi am venit aici, noi am venit la secția de votare să cătem polițistul. Că stă la club, la secția de votare, scătăm asistența socială. El trăiește, da, medicul de familie nu-i dă grupă, nu-i dat prim. Medicul de familie dă acele patru foi pentru grupă. Și azi, chimioterapie, medicul de familie nu a făcut nimic, oameni buni. Principalul la noi în țară nu sunt oamenii, dar principalul la noi sunt negativ de votare. Frumos, cu bani, nebuni. Da, flori, reclamă, da, flori, v-am arătat, da. V-am arătat flori, că aici vii pe o minută. Aici vii pe o minută la votare. Rog la o minută. Ai intrat, ai făcut un cerc și te-ai dus. Și flori, principalul că sunt flori. Și să ascundem florile astea. Principalul că spisuim bani, dar așa, doamne, și mor de foame și de operație. Du-te la Chișinău, fă, 1100 de lei pensia, oameni buni. 1100 de lei. 1100. 1100, da. Și mai plătești amenzile. Și nu-i prima, nu-i prima. Da, nu-i prima, și cu ce străiască. Dar știți tătia care au probleme în sat, numai că e atac. Și când mama mi-a zis, de ce nu vă cești voi scrie? Dar și tot când scrie eu, oricum ei au scrie clilic pentru dânsă. Ea că adușesc câte cereri sunt și adușeți-l pe omul ăsta care cu mama e vecin și spuneți, scrie el voi cereri. El știe carte, el carte nu știe. Lui e tătii scrie Lilic. Că ei lucrează la Lilic. Lilic îi pare că el a luat... Lilic e liderul care a luat tot pământurile. Lilic a fost polițai și el tot are probleme. Pe dânsul l-a scos din poliție, el a ușit să un om cu două persoane, două persoane și de Lilic e la libertate. Și el s-o coapingă de la voi, el trebuie să ascundă și să tacă. Să nu îmbling să fac probleme. Să amenință, tu vă închipuiți. Doamne ferește. El îi impune pe alții, el șede așa, că bută el nu știe nică. El nu amenință, că aici tot e destinarea lui Lilic aici. El nu amenință. El îi impune ca pe vecinul ăsta nu să fădească dânși pe altul, îi pune să fădească. Mama, dacă scap cu vă prostie, răbde telefonul în gur și o filmează. Fiindcă nu a avut când vine, ieri m-am întâlnit cu dânsa și îi plâng. Că la, pe data de două, doamne, chemată la judecată și îi plâng cum să ajungă el la judecată. Dar nici nu-i dau voi. Corect. Medicul ar să ducă. Este medicul, avocatul. E cam o să luăm avocat, să luăm medicul de familie. Ce nu-ți faci să-ți faci prighine? Corect. Corect. Să ni. Eu îi vezi că ei nu vor să, ei nu vor să miște din satul ăsta, că ei e. Ei e la dânsa. Dar ei nu vor să ducă. Eu, dar ei nu vor. Ei vor să moară aici la căsuța lor. Cum e căsuța lor? Dar aici să moară, aici în satul lor. Dar pe mâine, pe mâine, că sunt morți așa ea în casă. Ușiș? Dar cum? De ce nu? Da. Poliția ta și încă-i zice, o îți fac. Polițistul s-a comportat foarte urât, amendă, plus numită. Cu cuvinte murdare și vă spun, astea sunt oamenii care în țara lor sunt maltratați, genocid total. Da, primariul el nu face nimic, a fost cumnatul meu la primar și a spădit tot aici cu unul în sat, tot cu aiștia care lucrează la lider, cu vecina, că mama la băietul ăsta care spădește permanent cu mama, spădește și cu sormea, că ești gard în card. S-a dus aici, au scris jalbă pe cumnatniu, cumnatniu a plătit amendă, cumnatniu l-a dat în judecat pe sectoristul ăsta. El a ales iar tăți bețâși, că aici sunt bețâși, înțelegeți că aici oameni normali nu sunt. Aici în sat au rămas bețâși și vodoi și care mai e, și mai bătrâni. Mulți bătrâni. Dacă vă uitați,
După soarta lor, atât aici mai mult sunt bătrâni. Eu fost tot casă de stat, oameni buni. Da. Și aici sunt mai mult sunt bețâni și-au rămas. Dar mulți vă arătăm unii... Și-a lăs o dus sectoristul ca să aibă cu cumnatniu l-o dat în judecat. S-a dus la primar. Primarul așa o caracteristică i-a făcut la cumnatniu, că care a citit caracteristica și a zis, băi, cu așa caracteristică nici în pușcărie nu te prinește. Asta primarul, el e de la socialiști. Dar nu l-a ales numai ei, dar toată lumea cred că l-a ales. Fă-i dreptate, dacă te-o ales că ești primar, fă-i dreptate la tăți. Cum te-ai tu zis că ești? Caracteristica, așa că el îi zice lucrul nu, dar eu nici n-am citit-o. Dar cum să nu citești? Tu doar ești primar, nu? Cum să nu citești? Tu doar știi și îi scălești acolo. Cum? Da. Tu ești primar pentru tot satul, măi, lipădătură, lepră. Și eu am făcut o caracteristică și o câștigat sectoristul judecat. Așa că nici dacă o câștigi așa tăță, o câștigi. Dar comisar de sudu și mame și parui de dânsa. Da, satul Dumbrăveni, raionul Soroca, comuna Vădeni. Vădeni, da, Vădeni, da. Iată. Aici erau tare multe case, numai de stat, înțelegeți? Da, aici casă de stat. Aici acasă vila, era înainte sofoză, aici au trăit jidanii. Și aici au rămas căsele de la jidani. La jidani. Da, ăsta e satul jidovesc. Noi avem cimitir, tot de la jidani. Și aici sunt mai multe case. E că asta e casă de stat, numai coleacul mai noit, o mai făcut-o. Așa e casă de stat, ele sunt mai multe case de stat. Casă construită, construită, are Roman Liscov, Iura Liscov, și dăm acolo vă câțiva. Lideri. Lideri, aici care e. Lideri. Ați înțeles? Aici că mă uit că clubul tot e ceva arăt, vă uitat. Da, clubul e tot de ani de zile. Da, este tot, clubul de ani de zile, când eram mică copilă, da. Eu am 43 de ani, dar clubul este când era mama mea pată mare. Dar te zbor primari de nici nu fac, au rămas niște bătrâni. Păi, măcar pentru bătrâni ești ceva bun în satul ăsta. Da, dar mașinica e... mașinica nu-i rău. Mașinica nu-i rău, da. Eu, poate, și i-am zis lui. Că noi ia să ne ducem de și el îndată să suni sectorii. La suni, noi să vedem. Da, dar noi, eu vreau da să... Mercedesul e nostru, dai cu numere românești. Vreau, da, vreau, da, iată, iată aceste care au venit la votare, cam așa, în așa sat, cam așa, au venit după voturi. Ați văzut, iaga, au pus florișele, ei zgătesc din voturi, dar problema lui mama mea, nu-ți cotărești, dar vor votați. Da. Dar vor votați. Primariul, dacă el e socialist, el face de el votează, el pune, aici el e primariul, polițistul, da. medicul nu i-a dat grupă, oameni buni de invaliditate, nici lui tata, nici lui mama. Tata așa de la pat leasă în pat, da, oameni buni. L-ați văzut, el nu poate merge. Vai de capul lui, vai de capul lui. Dar X în pat, îi vor să ne vâri părinții din jiu, pământ. Îi speriți de amendă, oameni buni. Dați-le pace să trăiască, dați-le pace. Eu sunt bucuros ca am părinți, așa cum zi bătrâni. Eu am o nilă de la dâșă. Fratele, eu murit. Eu rămas cu doi copii pe capul eu, tot de la... Și cât îți poate. Îi creștem cu doi copii, da. Doi nepoți încă crești, care au fost deposedați de bani de Haruji în Artur, de cvartiră au fost deposedați. Și încă două nepoțele de la nepoată, fără de tată, le crezi, da, să le dă-i pace, să trăiască, mă înțelegeți, dar nu mai poate atâta jări. În capul ei ies doi părinți, două nepoata, cu doi copii, care tata nepoate a murit și i-au dat la Haruji în Artur, au dat 25.000 de euro. Și nu întoarce banii, 25.000 de euro, tata a murit. Țărani proști de la țară. Haruji-n Artur. Da, Haruji-n Artur e că așa se comporta cu noi când șeream banii. Când șeream banii, Haruji-n Artur așa îi zice. Țărani proști, și ieșem din cabinet. Ultima oară... Și că amenințată ați fost. M-am amenințat, eu am fost amenințată. Și ultima oară a vorbit frumos, când i-a dat lui Vitalușcă atunci ani. Apoi el a vorbit frumos, că eu m-am dus la dâns și i-am zis, eu mă duc la cine ea. Atunci el a vorbit frumos. Atunci a fost și a vorbit frumos. Dar mai mult cu noi nu a mai vorbit frumos. Și când a luat bani. Și amenințat tot timpul. Deci a spus, hai țărani proști, Artur, da, aduceți-i bani, vindeți apartament, apartamentul a rămas la părinți, părinții au decedat și copiii au fost nevoiți să dea apartamentul și să-l scoată din penitenciar. El dus în penitenciar cu 11 ani de zile, 25.000. Pinică, da, pe degeaba, da. 25.000 de euro mâncat Artur Haruji-n, care a promis ca să iasă afară. Dar nepotul ăsta e de pinică, că el nu e vinovat deloc acolo. 11 ani de zile, 25.000 de euro Haruji-n i-a papat. Am o să leagă, dăm de cap la copchii, la părinții mie. Măi, dar chiar atâta, dar le-am fost, le-am sunat, să zici că nu le-am sunat.
Am sunat, l-am rugat frumos, dar dă-le pace să trăiască, mama e nebolnavă, tata e nebolnavă. El nu, 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 el s-a legat de capul la părință, nici pentru că Lilic vrașă că trebuie să ne dăi cota valorii, că așa s-o dăi, doamna Maria. Așa o dăi, cota valorică, ai auzit? Oamenii au acte pe cota valorică. Părinții mei au ușit o viață. Nu trebuie să cu 5 copii în satul ești. N-a te uitat-o. N-a furat la nimeni, n-am umplat în trăire cu nimeni. Și așa că n-am nevoie. Ar să dăi. Ne ducem, poate amuși găsim asistență socială pe unde trăiești, știm pe unde trăiești asistența socială. S-o întreb. Vădeni, doamna Maria. Tot în vădeni, dar și cât e pe la vădeni? Ne ducem la vădeni și am uși scrim plângere și luăm la... Și ne interesează da. Unde trăiești pe sora și mea, și mă duc să-mi întreb doar pe da. Sora mea. Haideam la sora ta și o întrebăm. Că el... Da, dar să-i zic să ia să-mi întreb chiar câinima. Corect, haide. Hai, cheamă-o, da. Amuși, nu ne lăsăm oameni buni.